Nu? Cum ba așa, da, așa? e cu Paștele acum. A, da. Bună dimineața, la Paște fericii să vină iepurașul. Ce avem noi aici? Bună dimineața. Salut. Bine ai venit. Bună dimineața. Neața, că la voi e cu neața, nu e cu bună seara. Așa. V-ați uitat aseară la emisiunea lor? Dacă foarte nu v-ați uitat, tare. Ați pierdut. Aia, cred că s-a uitat cu toții. Dacă nu vă uitați, mai ți-a viitor. Hai să aflăm cum îl cheamă. Hai să faci și necunoștință în direct. Da, dar chiar că n-am făcut cunoștință. Eu sunt Emi. Adi sau Andrei Denis, numele complet. Uită-te la mine, nu contează. Nu se poate. Dan, și dacă tot folosești al doilea nume, mă cheamă și Alexandru, dar nu știi nimeni. Așa, Adi doar. Și pe mine. E problema cu ziua onomastică? De Sfânta... De Sfântul Dan. Ah, de Sfântul Dan. Da, să spunem. Te-ai obișnuit? Da, a fost sigur. Mai simplu decât te așteptai, nu? N-a fost nici foarte simplu, dar totuși a fost ok. Păi că ați mințit frumos. Am mințit frumos, n-am mințit deloc. Ați mințit televizorul cu poporul. Sau invers. Au avut o activitate imensă, vreau să spun, pe Facebook, raportat la un orășel de asta. Ce? Trist. Fiate, mă uitam pe Facebook-ul vostru, dacă n-ați avut 50 de mesaje aseară, n-ați avut deloc. Da, da. Câteva telefoane în direct, mulți invitați. Chiar bestial. Da, eu sper că am venit așa ca o bombă pe piață. Da, și corect, nu, e o preșă, e o nișă. Ați avut dreptate spunând că nu mai există nimic pe nicăieri, în afară de canalul de muzică unde VJ-ii sunt relativ tineri. Și cât să ne uităm și la muzică, aceleași melodii repetate le-am ascultat de atâtea ori și la radio și la TV. Mai teoretic, tu n-ar trebui să ai timp toată ziua să te uiți la... La TV și să asculti radio, da? Luci 10-15 minute, că... Nu e așa? În alt timpuri, altele activități, bineînțeles că am și o timp să mai ascult și eu acolo. Merge televizorul. În fundal. În fundal, nu? Ești elev la colegiul, Colegiul Național Ion Maioresc. De fapt, cam toată emisiunea voastră a fost direcționată seară, da. În prima fază. Următorul liceu aveți deja în proiect? Unde vreți să ajungeți? N-avem următorul liceu în proiect, dar vor fi altele. Cu siguranță mergem în toate liceele din oraș. A, vor fi un... Da, încercăm să includem pe toată lumea, să nu lăsăm decât un liceu. Nu vrem să marginalizăm. La ce orgolii sunt... Păi da, nu poți, de exemplu, să știi minunatul război care se află, să o punem în ghilimele de rigoare, minunatul război între Maiorescu și liceul 2. Clar. Dar cu prezentatoarea unde? Te-ai gândit la noi că n-aveam loc la masă, nu? Da, prezentatoarea o să fie și ea prezentă la un moment dat. Dar voi sunt trei locuri toate... Unde să mai intre? Păi la noi în bancă, așa. Asta e banca noastră, dragă și iubită. Banca cu copiuțe, te las? Aveți și copiuțe? Da, nu scoate hârtie. Hai, las-o acolo. Ne văd profesorii, sigur că da. Da. O să fie și prezentatoarea într-o zi, sper. Zi-mi reacțiile de după emisiune. Câte telefoane ai primit? Câte mesaje pe telefonul tău personal? Telefonul câte meu ceri a fost de prietenie? Închis. Vrei să fii prietenul meu? Telefonul meu a fost închis. Ce m-a uimit că pe Facebook-ul emisiunii așa? Aveam undeva la 160 de like-uri ieri când am început. 180 ceva de genul ăsta când și am început emisiunea. 250, la și când am terminat-o, 250. A fost ceva wow. Înseamnă că s-au uitat mulți oameni fără să știe nimic de pe Facebook. Mm-hmm. Da, corect. Că altfel... Da, și noi ne chinuim de ceva timp să promovăm pagina noastră. Există. Avem și noi o pagina emisiunii, se numește Bună Dimineața, Giurgiu. Da. Noi suntem mai modești, așa, noi sunt decât undeva vreo 19 like-uri. Știi care e problema? Noi gândim așa aproape de 30 de ani. Da. De ce să facă Zuckerberg bani, mă? Da, las că pe mea, munca noastră, munca mea, el nu are bani. Da. Zici că următorul liceu nu știți? Nu știm, dar liceele din oraș mai întâi și apoi o să ne extindem și pe județ. Mai să știi că în județ nu sunt foarte multe, e ăla de la Călugăreni și... E la Bolentin și mai e și la Hotarele. Eu le știu eu pe toate că am avut treabă peste tot. Echipa este formată din cam cât sunteți? Echipa din spatele nostru? Da. Nu foarte mulți. Nu foarte mulți? Un număr exact nu pot să spun, pentru că ne-a ajutat foarte multă lume. Doar că fiecare câte puțin, fie unul mai mult, unul mai puțin, depinde fiecare ce resurse a avut și cât ne-a putut ajuta. Mi-a plăcut fundalul pe care l-am avut cu suflet în poza făcută de Teo. Chiar drăguță. A fost foarte, foarte tare făcută și a venit la inițiativa lui. El ne-a dat-o ca opțiune. Teo e un băiat mișto, dacă știi să-l... Dacă știi de unde să-l iei. Eu nu-l cunosc. Ai avut ocazia. Îți dai seama în ce echipă? Da? Vine totul așa, pe bandă. Mai vrem și noi niște colaboratori de prin oraș, de prin județ.
să știți că nu avem pretenții prea mari, oricând puteți să ne dați o mână de ajutor. Eu aseară am făcut un apel că vreau și eu niște haine, niște mai multe haine. Aș vrea să-mi facă și mie cineva un sacou, un costum din cap până în picioare. Încă n-am primit propuneri, dar nu e timpul trecut. Zic eu. Nu ne spune. nu ne spune că și noi am. O problemă foarte interesantă. Putem să spunem că nu dăm nicio zonă, nu? Nu, undeva în orașul Giurgiu. Nu putem folosi brandul respectiv pentru că de fapt nu e brand original, da. Știi? Și o dăm în diverse. Da. Interesant asta. Și zic, ok, gata, renunțăm. Da. A fost bine. Chiar mi-a plăcut și a trecut timpul repede. Începutul a trecut greu. Începutul nu... Așa cum v-am spus și la auzit... telefon primele câteva minute. Eu am început foarte relaxat prin începutul, practic, speech-ul de început. Salut, eu sunt tati, ia Cristina. O mică regie, așa da, n-aveam cum să fie chiar totul spontan, vă dați seama. Aia a fost cel mai greu. Am început foarte relaxat, eu nu prea am emoții, în clipa asta n-am absolut deloc. Și undeva la un... Da, vorbește el prea mult. Da, poezia lui Ceau. Exact. Cum să vă explic, eu astăzi sunt invitat. Dacă sunt invitat, am voie să vorbesc cât de mult vreau. Așa am înțeles eu de aseară, că nu trebuie să să-i lăsăm, trebuie să-i lăsăm pe invitat să vorbească. El astăzi ca invitat, îmi permis să vorbesc eu mai mult. Mi se pare corect. Nu e corect? Ok, Emi. Da, te rog. Hai să mergem. Hai, pa. Da? Nu, că sunt invitat, dacă sunt, mă lăsați moderator și mă lăsați și singur. Așa? Oi vorbi, eu am mult, dar nu vorbesc mai mult ca Teo. Dacă era Teodor Sanda, care a fost aseară invitat la noi, el cu siguranță s-ar fi descurcat o oră întreagă. Ce-am prins din emisiunea ta? Că ești președinte de ce anume? Funcțiile mele, eu n-am vrut să le spun pe toate astea, că am zis să nu mă dau mare. Nu, asta mi s-a părut da. Sună mai așa. Mai președinte, da. Sună bine, nu? Ia două capcoade. Deci încep de la început, de la cel mai mic nivel. Da, nu, în primul rând spune de ce e nevoie de o structură de asta. De ce e nevoie de o structură de asta? Pentru că elevii trebuie să reprezentați la nivel înalt. Noi facem parte dintr-o structură care este luată în calcul sau trebuie luată în calcul de minister. Noi suntem o structură consultativă. Cât contează cuvântul vostru acolo? La cuvântul nostru, chelcășos. Nu știu să spun. Eu sunt nou. Vă dați cu părerea asta. Ne dăm cu părerea calcul, nu? Dacă ne iau un calcul domnul ministru. Că mă scuzați, s-a schimbat ministru. Eu sunt rămas pe doamna ministru. Dar o să încerc să mă acomodez. Da, și cum ziceam, eu încep de la cel mai mic nivel. Președintele Consiliului Școlar al Elevilor din Colegiul Național Ion Maiorescu. Deci aici, ăsta e cel mai mic. Ăsta e cel mai mic, da. E așa, dar e cel mai greu de atins. Pentru că aici trebuie să convingi cât mai mulți din liceu. Da. Mai departe trebuie să fii bun, trebuie să știi să vorbești, trebuie să ai papagal. Ai o chestie cu alegeri, cu vot. A fost o nebunie, am avut. Ah, da, stai, mi-aduc aminte campania. Da. Am avut și noi campanie. Campania de alegeri, da. Da. Foarte tare idee. Am avut la vreo 90 de voturi în plus față de contracandidatul meu în școlar. Scor strâns. Da. 270 de voturi, al următorul a avut 190. Și apoi, nu știu, 90 și 87, ceva diaspora, de genul ăsta. De fapt. Da, diaspora a votat pentru tine, asta e clar. Sigur. Da, și sunt mândru să zic chestia asta. Avem proiecte bune pe școlar, chiar am mers foarte bine. Avem următorul proiect joi seara, toți din Maiorescu, nu seara, mă scuzați, joi la ora 12. Proiect despre unire. Vă așteptăm la CDI. Hai să dăm mâna cu mână, cei cu inima. Și că dansăm și o horă. Face și horror acolo? Nu prea avem spațiu, dar ne descurcăm noi într-un fel. O să fac niște poze, o să facem un material. Întrebarea e cine cântă? Cine cântă calculatorul? Cine vine să cânte? Calculatorul. Mulțumesc frumos, stimate domn. Zim, termină. Mai departe. Președintele Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu. Aici ne ocupăm de tot județul Giurgiu, implicăm fiecare liceu din Giurgiu are un președinte. Unii se implică mai mult, alții mai puțin, alții deloc. O spun cu părere de rău, pentru cu durere că... în suflet și cu da. Eu trebuie și să cu lacrimă pe... în colțul ochiului. Siguranță, pentru că pe ei nu le zice nimeni nimic, dar în schimb eu mai departe eu sunt atras de urechi. Că de ce în județul meu merge greu? I-am întrebat la ultima ședință și ce proiecte ați făcut și voi până acum, că a trecut un semestru. Păi noi trebuia să facem proiecte? Nu, președintele Consiliului Județean trebuia să facă proiecte și... Da, pe județ ne mișcăm greuți, avem decât două proiecte făcute până acum. Dar ce înseamnă un proiect? Ce presupune? Care e rezultatul final după... Noi trebuie să facem absolut orice proiect care să implice cât mai mulți elevi. Casă ce, de exemplu? Casă ce? Am avut un proiect, am împodobit un brăduț la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Deci am avut un dita mai proiectul și am împodobit un brăduț. Undita mai proiectul. Un proiectel cu un brăduțel. Noi suntem o organizație. Am auzit vorbind de județ, așa, știi, mă aștept să văd, nu știu.
Deci noi, noi suntem o organizație fără buget. Deci noi banii avem, ce aducem de acasă și dacă găsim sponsori. Momentan n-am găsit sponsori, trebuie să spun că nici n-am căutat foarte tare. Cu siguranță dacă vom căuta, sunt convins că vom găsi. Dar pregătim proiecte ample. Au fost așa, din scurt. Eu am fost ales undeva pe la jumătatea semestrului și e greu. Semestrul a fost foarte scurt și cât de mult. Și am mai avut încă un proiect, am strâns jucării, am strâns bani, am dus niște pulpe, am dus niște jucării, niște dulciuri. E un așezământ social în Slobozia. Da. Unde sunt niște copilași atât de drăguți, nu am voie să public pozele cu ei. Am o singură poză pe Facebook-ul Consiliului Județean al Elevilor cu ei, doar că cu fețele blurate așa. Ia uite ce e pe Facebook. A, o poză de la... Working on the best stage, 5 minute. Da, este de la prietena noastră Alina, care ne-a ajutat-o pe Cristina cu ținuta. Ținuta Cristina a fost asigurată de ea și pe mine mi-a mai dat un sfat, mai puneți papionul ăla, ia-ți o cămașă de-aia. A, deci voi aveți deci până și... Deci arătai într-o mare cu papionul ăla. Da, da, da. Noi avem și designer. Stilist. Să încearcă să se ocupe de noi. Și, cum și terminat... da, domnul șef și patron de Consiliu... Președinte, așa. El capo del tutti capi. Da, și mai sunt spre un alt proiect acum pentru că te obligă? Nu mă obligă nimeni. Am voie să fac ce vreau eu. Bun. Pentru că eu coordonez. Mai sus n-am decât Consiliul Regional al Elevilor, unde sunt vicepreședinte. Deci, adică oricum tot el decide, tot el taie, tot el spunzură. Nu. Noi nu avem ștampile, nu avem semnătură. Noi avem cuvânt. Mergeți pe sistemul american. Noi avem cuvânt. Bate-ți cu toții palma și... Da. Se pare cel mai okay. E cel mai bine, e organizația în care noi încercăm să nu amestecăm profesorii, pentru că e Consiliul Elevilor, nu Consiliul Elevilor și al profesorilor. Și e normal să fim decât noi elevii, nu? Adică... Și în ce va consta ideea deja pentru proiect? O să fie Free Hacks 2.0. Pe ăsta eu nu l-aveam pe calendarul de activități care pe care o să-l avem când? Pe care o să-l avem, n-am stabilit-o. Trebuie să facem și noi o ședință. Ia să faceți și voi o ședință, să ne anunțați pe și pe noi. Pe un viscol eventual. Pe un viscol, nu să nu poată să vină nimeni. De ce? Atunci e mai frumos când e frig afară și ninge și nu știu ce, să-l iei omul în brațe, să-l încălzești. Bine că cine îmbrățișează la un moment dat când o să vadă maidanezul, va fi un risc potențial. De ce sunt maidanezi la noi în oraș? Nu pe toate străzile. Orașul nostru este cel mai frumos. Da. Eu chiar cred ceea ce spun. Și chiar cred în frumusețea orașului nostru. Și noi cu toții venim acum. Avem 5 puncte de reper. Sunt nemaipomenite. Deci asta va fi prima fază în care veți merge pe stradă, veți oferi o îmbrățișare. Da, vom oferi o îmbrățișare călduroasă tuturor trecătorilor. Mai avem un proiect prin care vrem să arătăm că noi existăm. Pentru că noi fiind Consiliul Județean aici, deci vorbesc de Consiliul Județean, asta o să facem, o să mergem în școlile generale. Aseară am avut un mesaj pe Facebook de la clasa 8-a C din școala 8. Nu știam care o pagină, o clasă, la asta nu m-am gândit vreodată. Au, spune-o că din clasa 4. Da? Știu, de la fii mea, da. Foarte dar, și când te uiți acolo, pleci așa, da. Da, probabil o să facem și în școala 8 probabil un material. Gândeam pentru un material viitor. Eu nu vreau să spun când, pentru că vreau să fie tot o surpriză, unu. Și vreau să fie tot o surpriză, nu zic mai departe. Băi, oricum, eu vreau să le mulțumesc colegilor noștri din redacție pentru că dimineața asta ne-a dat o idee senzațională. Să aducem invitați la noi în emisiune fel de fel de tine care au ba trupe, ba dansuri, ba... Măi, o să avem o problemă cu sunetul. Nu, dar aducem 1-2, nu aducem toată trupa, știi? Adică vorbesc ei despre proiectul lor, despre... Da. De acord, din partea mea îți dai seama cum mi-aș dori să... Dar trebuie să te ocup, că știi cum e timpul meu. Da, lasă, și timpul meu este așa. Deci timpul meu? Ne ajuți. Da, cu siguranță. Tu i-aduci. Eu i-aduc? Tu i-aduci. Păi da, trebuie să am și... Gata, domnul Dan, hai să mergem că timpul tic-tac. Hai să, dacă tot cu timpul tic-tac, dacă tot suntem la tinerețe, spune, te rog. Zi tu. Vrem să propunem regiei să pregătească materialul cu Palatul, da? Palatul Copiilor este local numărul... Dacă rămânem în zona asta de tineret. Da. Zi, domnul Dan. Nu mai zic după material. Da? Da. Bun. Hai, bine. Te ascultăm. Push avem material, push the button, please. Apare? Push.
Azi? Da. Ana, deci ne așteptăm un pic. Mă lăsați pe mine să mai vorbesc un pic? Da, te rog frumos. Deci sunt invitat, tu poți să vorbesc astăzi cât vreau. Tot vorbeam de consiliu, de regional, n-am terminat. Ok. Așa, pe regional merge destul de greu. Aici suntem sud-muntenia, 7 județe din regiune. E greuț aici de mișcat pentru că trebuie să ne strângem cu toții. Și bineînțeles ne strângem pe Skype pentru că facem decât 3 întâlniri pe semestru, nu pe an. Iar în curând o să plec la adunarea generală în februarie, la începutul lunii. Și o să începem în februarie adunarea generală, 215 elevi ne strângem din toată țara. Hai că nu mergeți la muncă. Nu, ba da. Unde vă întâlniți? În Galați. Ca să spun cât o să munciți. În Galați ne întâlnim. Puteați găsi un oraș mai. Am primit un e-mail destul de amenințător, așa să zic, de la președintele Consiliului Național, care ne-a spus că nu e o întâlnire a colegilor CJ-iști în care să vă distrați voi, e o întâlnire de lucru. Probabil a supervizat niște întâlniri ale Consiliului Regional și a văzut că acolo ziua muncim și noaptea... Cârpim? Cârpim, da. Muncim și noaptea foarte tare, dar depinde pe unde. Un club, un Galați e super. Ca și așa zic și eu, da. Ca evadar, așa. Și o să încercăm acolo, o să alegem. Da, întâlnirea asta voastră duce la ceva zonal sau pur și simplu e un schimb de uite ce a făcut Călărașul, uite ce a făcut Telormanul și... Întâlnirea regională, zonalul e altceva, că există și ăla, doar ăla nu e făcut la noi pe regiune, face doar cine vrea, e mai complicat acolo. Da, la regional ne întâlnim fiecare, ne expunem fiecare proiect, ce am făcut, cum am făcut, îi mai tragem de urechi pe cei care n-au avut proiecte, ca de exemplu eu... Eu am avut proiecte, dar nu multe. Îți faci autocritică? Îmi fac autocritică, da. Bineînțeles, critica e constructivă. Dar nu? Se pare fresc, cine fuge de ea, are ceva de... Și noi am avut critică pe Facebook. Dacă... Vreau să vă întreb și pe voi dacă ați avut critică. Cred că o înjurătură am avut la un moment dat, dar restul sunt doar așa, tatonări. Nu le luați în seamă. N-are nu, nicio e vorba că luăm în seamă tot, dar nu putem reproduce... Bineînțeles că am avut și noi aseară numele unei emisiuni. Am salvat-o eu puțin pe Cristina, că era cât paci să-l zică. Numele unui prezentator de emisiune, nu știu dacă avem voie să spunem, dar... Spunem, te întrerup. La un moment dat cineva spunea, de fapt am întâlnit ideea asta la voi în emisiune de vreo 3 ori, 4 ori, problemele tinerilor, nu suntem luați în seamă. Care sunt problemele tinerilor? Problemele tinerilor, probleme noastre existențiale. Bă, acolo nu trebuie să chiar m-am amuzat. Deci nu, că a fost la un moment dat, automat am prins să zic, măi probleme, ce fel de probleme, că derulam filmul în 90 când, ce probleme aveam, singura mea problemă e să... Mă duc la școală să sau toate orele, da, erau... Băi, cum să fac să nu stau toate orele? Adică noi milităm pentru absenteismul, să reducem absenteismul, deci noi nu chiulim sub nicio formă. Nici nu dăm skip. Dăm exemplu de o problemă, că noi suntem gata, expirați, știi? Timpurile s-au schimbat, dacă mă lăsați să vorbesc acum oficial. Timpurile s-au schimbat și nu mai putem să spunem că problemele tinerilor nu sunt. Ducem la școală, ne întoarcem acasă. Avem meditații în fiecare dimineață. Nu în fiecare dimineață, că deja e prea mult. Impuse? Nu impuse, nu. Nu. Păi doar că asta nu e o problemă. Asta nu e o problemă? Păi nu e o problemă, e o alegere. E o alegere, da. Doar că la un moment dat, când se adună multe și timpul se comprimă, ca să nu zic că se reduce, așa. Devin și asta o mică problemă, că temele sunt multe. Păi asta depinde doar de voi să știți cum să vă organizați timpul. Pentru ei este o problemă. Houston, we have a problem. Asta, da, eu încerc să-mi organizez cât mai bine timpul, pentru că altfel nu aș rezista. Dar e greu. E greu. Pentru că avem multe. Acum că a apărut și proiectul ăsta frumos cu emisiunea, care ora aia de aseară, de fapt a fost o pregătire în spate de, nu știu, o săptămână jumate, două, ceva de genul ăsta. Ați vorbit în oglindă până la urmă? Nu. Chiar n-am avut nicio simulare, a fost așa, am intrat direct. Am intrat în forță. Uite, pentru cu ocazia asta toată lumea trebuie să știe că în momentul în care intri pe post și faci o emisiune, nu e pur și simplu, ți-ai pus laptopul pe masă, ai venit, bună dimineața, Giurgiu, ce avem noi aici? Păi hai să facem emisiunea. Nu e chiar așa. Gata materialul? Gata materialul, zic eu. Bun, și colegii, puși de bată. Aptitudinile și de ce nu viitoarele profesii se dezvoltă și se cizelează cu succes la Palatul Copiilor din Giurgiu. Copiii, care simt că pot face mai mult decât să bată mingea pe maidan, găsesc aici oferte atractive de petrecerea timpului liber și de ce nu oportunități de instruire și educare. Am plecat, mamuca, ne punem și noi pe joc acum? Păi asta
mișcăm cum știu noi, băi, să mișcăm de... Andrada, tu unde te uiți? Nu te uiți la păpușa ta? Cercurile sunt atât artistice și sportive, dar și vocaționale. Alături de sport și arte, juniorii pot aprofunda domenii ca matematica aplicată în tehnica de calcul, ecologie, dar și studii europene. Pentru că fac lucrurile cu pasiune, copiii câștigă premii și recunoaștere națională. Am obținut și premii. Primul premiul întâi a fost câștigat de Mirica Ioana Bianca, participarea fiind la Festivalul Național de Datin și Obiceiuri de Iarnă. Tot locul întâi a luat și Burcea Aura. Premiul întâi a mai fost câștigat și de Filip Ioana și de Negreanu Cosmina. Profesoara Elena Mustea, de la Cercul de Gimnastică Aerobică, se consideră fericită pentru că are alături o campioană care aproape este secund în pregătirea noului val. We are the champions. Vine vremea urâtă. Dacă vine vremea urâtă, trebuie să vă anunțăm că astăzi, miercuri 23 ianuarie, avem următoarele temperaturi în oraș și în județ. Giurgiu 10 grade, Izvoarele 8 grade, Ghimpați 9 grade, Comana 8 grade, Hotarele 9 grade, Mihăilești 7 grade, Bolintin 7 grade. Iar la noapte vom avea alte temperaturi mai frumoase și mai drăguțe. Este vorba despre Giurgiu cu 3 grade Celsius, Izvoarele 3 grade Celsius, Ghimpați 4 grade, Comana 3, Hotarele 3, Mihăilești 2, Bolintin 2 grade Celsius. Am dat mie teo. Stai să te minte-o altfel. Ia mâine. Minte-mă frumos. Deci mâine vor fi 12 grade Celsius la Giurgiu, a? Șmecherie. Cer predominant noros, va începe să plouă exact la ora 17. Șansele de a se întâmpla asta sunt de 50-60%. A? Așa. Și umiditatea? Aia e interesant, cu fiecare umiditatea. Fiecare o verifică cum poate. Adică n-avem indicative pe această temă. Clar, dacă e joi, vremea se strică. Suntem cu ochii pe ziua de vineri, când temperaturile... Weekendul va fi dezastru, ninsori la Giurgiu. Yee! Și minus 6 grade va fi mare șmecherie de temperatură. Adică ce vrei mai mult? Ce să vină zăpădica, să vină zăpădica. Să vină și la mine gazul. La mai așteaptă tu, la iarna următoare o să ai tu gaz. Deci nu, pe bune, că plâng că modul are, nu-l splătesc curând. Plâng. Plâng cu lacrimi. În 1788, Connecticut devine cel de-al cincilea stat american. Ce citești tu acolo? Am trecut la problemă. Mergem la sugerez, în 1792, dacă nu știai, tratatul de la Iași încheie războiul dintre Rusia și Imperiul Otoman. Știai? Nu știai. Nu știam, pe bune. Vezi. Mai lua bacul, nu știu. Uite, hai să-ți mai zic, în 1900, Italia s-a înființat clubul de fotbal Lazio. A? Ce citești? Despre ce vorbim? Ce citești, mă, tu acolo? Păi nu știu ce citesc. Ce mi-ai lăsat aici? N-are cum. Da? N-are cum. Pă bune. Deci, citești de azi, nu-mi lua sticul, că n-am salvat. Hai, domnul Dan, hai treceți. Hai, ia, uite, ia tu sticul. Și citim azi în trecut, în 1465, Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, cucerește garnizoana maghiară din cetatea Chiliei. Textul de ieri. N-avea cum să fie. N-avea cu ăsta, cu Lazio, cu ce ai citit tu acolo, era de săptămâna trecută. Ai bine. Ce înseamnă un băiat strângăreț? Da. După convingerea aceea, mergem la 1512, începe domnia în țara românească a lui Neagoe Basarab. Ai ajuns mai departe? Aoleu, e numai istorie aici. Nene. Da, în 1821, Tudor Vladimirescu s-a adresat printr-o proclamație locuitorilor țării românești, chemându-i la luptă împotriva orânduirii. Sper că nu îl zăpăcim pe valile mele. Vale, vezi că o să iasă. Poți să pui ce poză vrei. Da, adică... uite, pune pe Tudor Vladimirescu. Uite, mă, Venezuela nu știe că are... că avea Constituție, da? Are Constituție. În 1961 a fost proclamat-o... uite cu d-astea. În 1986, Rock and Roll Hall of Fame au fost introduși primii membri. Little Richard, Chuck Berry, James Brown,
Ray Charles, Fast Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis și Elvis Presley. Junior, da? Ce mai zicem pe aici? Ce mai? Victor Iușcencu a fost investit oficial președinte al Ucrainei în 2005. Gata! Iar în 2001, Camera Gozilor, Palatul Parlamentului Marii Britanice, așa a fost adoptat legea de autorizație a clonării embrionilor umani în scopuri științifice. A, da, chiar. A fost aia a fost cu, da, la vremea respectivă. Așa, putem să spunem că astăzi, 23 ianuarie, s-a născut nimeni altul decât Eugen Aburel. Nu crezi că am vorbit ca mult? Pauză. Medic român. Eugen Aburel? Eugen Aburel. Cum să resemnez pe Aburel? Hm? Foarte tare. Și în 1922, Grigore Baștan. A, de aici să trag mă vorbele. Primul general parașutist român. E? Tot respectul pentru parașutiști. Nu, că de alta, dar am urât de acolo și știu ce viață. Nu de alta, dar eu vreau să fac armata la parașutiști. Nu vă mai spun povești din spatele aterizării cu parașuta, adică sunt geniale. E o meserie interesantă și frumoasă. Videoclip cules de Dan de pe YouTube. Vastul internet. Sursa a fost push the button. Oh, shoot. No! No way! That their lives together will be filled with happiness, joy, and meaning as they step into the future. Oh, oh. I will love you and honor you. Ține-o bine că o scapi. Acum înțeleg eu de ce nu se însoară unii, mă, frate. Aviz amatorilor, deci dacă vreți să vă însurați, aveți grijă că s-ar putea să ajungeți ca ei. Mă, ai văzut cum a intrat mireasa aia cu ea în geamul ăla, în ușa aia, ce era săracă. Ce noapte anunți ori fi avut. Asta-i seama. Bun. Hai să mergem la lucrurile, abordăm puțin lucrurile serioase care ne interesează strict pe noi ca și giurgiuveni. Am aruncat o privire la prima oră prin site-urile online de știri locale. Pe știrgiurgiu.ro găsesc publicat un dialog avut cu proprietar al tipului de barcă pe care au folosit-o vânătorii. Material sub titlul Cu Dunărea nu poți să te joci decât o singură dată. E groaznic să te răstori în apele înghețate, ca și cum cineva bagă 1000 de cuțite în tine. Cheia problemei este barca în care s-a urcat, o barcă Linder 400 Sportsman de 4 metri lungime, 1,60 lățime pentru 4 persoane. Capacitatea maximă pe care o suportă astfel de barcă e de 420 de kilograme. Din cele ce au declarat cei prezenți și martorii de la fața locului, în barcă s-au urcat 10 persoane, fiecare destul de solide, să spunem 90 de kilograme fiecare. Adăugăm vânatul, 300 de kilograme, echipamentul, câinii, ajungem la aproximativ o tonă și jumătate suportată de o barcă cu o capacitate de 420. În momentul în care cei 10 au pășit pe barcă, au fost victime sigure. Eu nu accept, spune cel intervievat, să se urce mai mult de 2-3 persoane în barca mea. Capacitatea este de doar 400 de kilograme. Orice depășire face barca imposibil de manevrat. S-a produs o agitație, din câte am înțeles. Câinii de vânătoare s-au încăierat și una din între persoanele din barca a sărit să-i despartă, atunci s-a produs balansul. Barca asta poți pe o vreme bună să mergi 7-8 persoane, așa cu indulgență, la o tonă capacitate să spunem, dar fără să te agiți. Te-ai urcat mai mulți?
și te-ai agitat, ești victimă sigură, aici a fost greșeala lor, am înțeles că nu mai aveau benzină pentru a doua cursă și de aceea au decis să se urce toți în aceeași barcă. George Unius, domnul Dan... Și totuși, la Daia a fost o crimă, dar poliția tratează preferențial presa locală. Nu știu la ce face referire, bănuiesc că există un material care a apărut ieri sau alaltăieri. Era o chestie care mergea în paralel cu povestea de pe Dunăre. Da. George Unius e de fapt un articol protest. Da, se pare, pentru că dacă există, acest comunicat nu a ajuns, din câte se vede, decât la adresa unei singure redacții, Giurgiuvene, care relatează despre acest caz citând respectivul comunicat și povestind pe scurt că un bărbat de 45 de ani și-a bătut concubina până a lăsat-o fără suflare. Din păcate, deși am încercat să aflăm detalii despre acest caz încă de duminică seară, reprezentanții poliției ne-au declarat că ține de competența parchetului. Iată că, acum, la două zile după incident, apare și un comunicat oficial al poliției trimis însă preferențial numai anumitor redacții. Să sperăm că este doar o greșeală, dar fiind faptul că acum poliția giurgiuveană a dat dovadă de echidistanță, nu a fost părtinitoare în desemnarea informațiilor. Rămânem aici, avem stenograme în Giurgiu News, subtitlul din interceptările procurorilor în cazul senatorului, protecție la nivel înalt, DICOT arată că această grupare beneficia de sprijinul lui Cezar Mircea Măgureanu, senator până în 2012 în Parlamentul României și membru în Comisia Permanentă pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piața de Capital, pe linia controlelor întreprinse de diferite structuri din cadrul ANAF și al Gărzii Financiare la societățile comerciale controlate direct sau indirect de aceștia. Acesta a avut rolul de a interveni pe lângă diversi miniștri sau persoane din conducerea ANAF cu ocazia fiecărui control inițiat de ANAF sau Gardă Financiară la firmele controlate de generele și fica sa. Doar spicuiesc din material, detaliile și stenogramele sunt pe giurgiunews.ro. De menționat arată procurorii DICOT faptul că în afara sprijinului constant și nemijlocit acordat în derularea activității infracționale fiicei sale, Raluca Livia Ioana Găzdac și genului său Găzdac Sorin Adrian, Cezar Măgureanu a acordat sprijin și altor membri ai grupării infracționale relaționați activității infracționale derulate pe firmele de la Giurgiu. Prejudiciu, suma la care s-a ajuns pentru acele zeci sute de firme, este o sumă destul de măricică, cam mare. N-avea cum să se ierte un asemenea... Mergem la informația de Giurgiu, unde doamnelor și domnilor, teatru de război în strada Ramadan. Groapă lângă groapă. Ceva nou? Nu. Apariția gropilor... Dar au avut colegii noștri în material, nu? Parcă pe Ramadan, da? Pe Ramadan au fost... Luat. Dar nu e nevoie să faci numai pe Ramadan. Mai pui camera aia jos acolo, după ce că e mama ei de... Mi s-a părut, stai, hoa, Niagara, chestii, turism. Poți să faci bungee jumping în ce pe acolo. Da, poți să și ții pe aici eco. Da. Apariția gropilor din asfalt a devenit deja aproape un lucru banal pentru Giurgiu, unde, după fiecare iarnă, străzile sunt din ce în ce mai deteriorate. Deși această iarnă este departe de final, temperaturile ridicate din ultima perioadă au topit gheața și zăpada și au scos la iveală nelipsitele gropi, din ce în ce mai mari și din ce în ce mai dese, împânzind de altfel tot orașul. Nici strada Ramadan nu este o excepție. De altfel, nici nu a fost vreodată altfel pe acolo și, din păcate, nimeni nu face nimic pentru a le ușura viața oamenilor din zonă. Rămânem în cartier, Giurgiu Net ne invită să zâmbim. Un grup de giurgiuveni din cartierul Ramadan se plâng că uleiul și făina primite la ultimele alegeri sunt pe sfârșite. Deși iarna este departe de a se termina, e cer să se organizeze de urgență alte alegeri pentru a face rost de alte provizii în cămară. Dacă se poate, alegeri cu cât mai mulți candidați ca să luăm făină și ulei de la toți, visează cetățenii din cartierele giurgiuvene. Speranța pentru ieșirea din iarnă ar fi un scrutin rapid pentru postul rămas liber în Consiliul Local Giurgiu, după demisia consilierului Cosmin Georgescu. Pentru asta, inițiatorii strâng deja semnături pe care să provoace mult așteptatul scrutin. Este o glumă, desigur. După o perioadă în care au stat la cutie, scrie Giurgiu News, să se dezmeticească și să-și lingă rănile, democratii liberalii lui Vasile Blag au trecut la reorganizarea PDL, iar evenimentele s-au succedat cu repeziciune. Pibuni? În numai două zile, oamenii s-au mișcat cu talent, atât la nivel central cât și la local. Luni la București, în cadrul biroul permanent național PDL, în urma unor analize pertinente, s-a hotărât dizolvarea biroului permanent județean interimar PDL Giurgiu. Vă lăsăm să descoperiți care sunt cele mai recente nume ale PDL-ului în planul local, vehiculate în presă.
Totuși un nume trebuie să apară, pe care îl găsim în știrgiugiu.ro. Ne mai așteptăm concluziile analizei rezultatului la alegerile parlamentare decise de către președintele Vasile Blaga. Bogdan Cantaragiu, președintele organizației județene PDL, s-a prezentat marți la Giurgiu pentru a anunța faptul că a decis de la sine putere, împotriva tuturor normelor statutare, să dizolve toate organele de conducere, să desfințeze toate filialele locale ale partidului. O măsură nemai întâlnită ca un lider de partid să decapiteze toată structura partidului doar printr-o singură mișcare de pix. Pișc. Bun. Stilou. Mergem la... Un video mic. Un video mic. Deci un video mic despre... Hai să rămânem tot în zona locală. Da, hai să vedem un video local. Sunt pe foarte multe scări de bloc cele care beneficiază de agent termic. Am văzut, da? Invitație la meditație. Da, hai să ne gândim noi dacă vrem apă caldă. Da. Cine mai vrea apă caldă? Întreb, nu pe bune. Va fi mai ieftin de 50 de lei cât m-ar costa maxim boilerul? Nu cred. Mai ales dacă că va fi mai ieftin de 50 de lei, da, stăm de vorbă. Și mai din jurul în care trebuie să schimb toată coloana la bloc, clar aia va pocni undeva, cât ar fi ea de, nu știu, 9. Hai să facem o întrebare. Dragi telespectatori, vă invităm în această dimineață să ne trimiteți un mesaj sau să ne sunați în direct, să ne spuneți dacă vreți apă caldă. Dacă mai aveți nevoie de apă caldă de la CET. Eu nu cred că există casă fără un boiler, nu știu. Mă rog. Deci numărul telefon afișat pe ecran sau SMS la SMS. Hai să vedem tot materialul local. Mai toate scările de bloc în municipiul Giurgiu au afișat zilele trecute o adresă din partea Societății de Furnizare a Agentului Termic Giurgiu. Conținutul acesteia face referire la faptul că scutul intenționează să reia furnizarea apei calde în rețeaua centralizată. Nu se mai furnizează apă caldă de foarte mulți ani de zile. După știința mea, pentru majoritatea blocurilor din Giurgiu s-a trecut de 10 ani. La blocuri s-a adresat cetățenilor solicitarea să se exprime în formă organizată, pentru că e firesc să fie așa, trai un comun presupune o anumită unicitate în opțiuni, să se pronunțe privitor la opțiunea respectivă de a primi sau nu apă caldă și dacă da, continuitatea necesară, anual sau semestrial. În adresă se arată că în cel mai scurt timp posibil, cetățenii sunt rugați să-și exprime opinia privind consumul de apă caldă, precum și precizarea gradului de continuitate al acestui serviciu pe tot parcursul anului, ori sezonier, fie iarna sau vara. De asemenea, scutul mai aduce la cunoștința proprietarilor faptul că furnizarea apei calde de consum la nivelul scărilor de bloc este condiționată de starea instalației interioare de distribuție, în speță țevile din interiorul apartamentelor. Proprietarii sau chiriașii apartamentelor sunt de asemenea informați că trebuie să anunțe furnizorul despre starea acestora și eventualele reparații ce trebuie făcute pentru ca instalația să suporte furnizarea apei calde. În perioada următoare, conducerea Societății de Furnizare a Apei Calde se așteaptă ca proprietarii apartamentelor din municipiu, prin asociațiile de proprietari, să ofere informații privind dorința cetățenilor de a beneficia de apă caldă. Ulterior, vor avea loc și discuții pentru stabilirea nivelului tarifului, condițiile de contractare, precum și modul în care se va realiza repartizarea consumurilor. Complicată treabă. Ei îmbărligate sunt. Bine, căile necunoscutului. Bine, dar încearcă, își fac datoria în încercarea de a mai aduce niște bani încet, pentru că bănuiesc că situația nu e foarte verde acolo. Dar eu mă mai întreb o chestie și chiar vorbeam cu colegii noștri, de exemplu, unul dintre cameramani spunea, băi, dar cum vreți să bage apă caldă atâta timp cât noi am tăiat instalația de apă caldă acum vreo 4 ani de zile? Bine, e un aspect aici oricum. Iar, trebuie să fiști de acord cu eventuala investiție în coloană. E păi, clar că nu mai poți folosi cine vechea coloană. Păi aia că e guginită de 11.000 de ani. A, bun, păi asta mă... Cine o plătește? Măi, cuvine furnizorul de la, nu știu, de la cablu, nu? Mi-aduce cablu până la ușă. Așa. Îmi ia bănuțul pe abonament, pe ce consum, pe ce... Cum vine Renelul până la ușă? Cum vine, cine mai vine? Telefonul până la ușă, da? Cum vine, nu știu, poșta până la ușă și a luat bănuț. Măi, nene, eu nu le înțeleg pe chestiile acestea. Cum a venit gazul, bă rog, ăla... Bine, e mai complicat. La tine a venit pe la ușă și la ușă s-a oprit. E complicată treaba. În fine. Și cine plătește pentru... Nena furnizorul, pentru... vrei banii? Vino. Este... E simplu, nu? 10 X SRL. Bănuiesc, nu? Trage țeava și o să ai... O să aibă cine să se lege la tine, ca hai să ia apă să caldă. Vedem, dar... să votăm, să păi alegem. Nu că... E un produs, până la urmă, pe care îl vinzi. Nu? Că faci
profit din chestia asta. Normal. Nu vrei să mergi în pagubă. Normal. Bun, hai să trecem la chestii mai vesele. Cântărețul britanic, Rod Stewart, are 68 de ani, o să vedeți cum arată, incredibil. Eu nu l-am recunoscut, am zis că e altă poză din greșeală. A recunoscut după 47 de ani că a obținut ilegal permisul de conducere cu ajutorul unui prieten care a dat examenul în locul său, probabil la Pitești. Dezvoltarea a fost făcută de cântăreț în cartea sa autobiografică, în care povestește că prietenul său, Peter, s-a oferit să-l ajute cu permisul pentru că se sătura să-l ducă cu mașina. Dar mai ați fiate pe mișcă. S-a înregistrat ca fiind Roderick Stewart și a dat testul și vă anunț cu drag că l-am luat. Până acum nu am dat niciun examen de șofer în Marea Britanie, scrie Rod despre întâmplarea petrecută în 67. Hai măcar. Dă poza următoare să vezi cum arată la onorabilul număr 68. Ia uite-l, zici că este Pimperlino. De acolo Rod Stewart. Da? Mai fredonezi pe melodia lui? E, cum să nu? Eu zic să te mai gândești. Și acum să trecem la o poveste care ține capul de afișal modernităților din Romenica, care este Ina este târâtă de jurnaliștii români într-un scandal de plagiat. Gurile rele spun că artista a copiat noul ei single de la Pitbull, asemănările fiind ușor de sesizat. Problema în muzica dance și mai ales în piesele de vară cu acordeon este că e destul de greu să le faci să sune la fel când ai 7 note muzicale și un laptop cu aceleași sample-uri și aceleași beat-uri. Același lucru se întâmplă și în cazul melodiilor lui Pitbull, care a atins topurile din toată lumea în ultimii ani datorită faptului că a folosit aceeași rețetă de hituri dance reggaeton cu linii melodice generice și versuri de petrecere. Hai să ascultăm puțin dacă este pregătit, Vali. Avem? Dă în fața ăla, să că nu ai nicio problemă și cu clipul. Evident, Ina. Ina Balevina. Este copiată după Everybody puncte puncte, că nu pot spune asta la tembelizor. Un bonus track inclus pe albumul Global Warming, ce a apărut în noiembrie 2012. Single-ul Line, acum ăștia desfac problema. A fost produs de DJ Frank și Thomas. Discografia lui DJ Frank include fix numele menționate mai sus, am sărit de pasajul, inclusiv pe Pitbull. Da, Frank a lucrat cu Pitbull pentru mai multe track-uri. Videoclipul More Than Friends a fost filmat în luna noiembrie, zic băieți. Albumul lui Pitbull a ieșit pe 16 noiembrie, iar bonus track-ul a apărut online pe 8 noiembrie, când avea timp să copieze melodia și să mai și filmeze un videoclip pentru ea. Cred că undeva, de unde a fost luată piesa, s-a produs din greșeală. Știi că mail-ul ăla cu au trimis poza pentru panoul publicitar, dar au optat să pună atașamentul și a apărut. Da, și au pus textul mesajului. Scanat de virus. Trecem la cântăreața Shakira. Nu, eu zic să luăm o pauză. Hai să ne întoarcem la... Știu că îți place de Shakira, dar nu mai gata. Ce se aude afară? Nu se mai poate atinge nimeni de Shakira. Hai să vedem un clipuleț cules de dumneavoastră, de pe câmpiile roditoare ale internetului. Dacă tot este vorba despre Shakira și despre Piqué, care este jucător de fotbal la Barcelona, mergem la videoclipul numărul 3 din Fanny cu nimeni altul decât tenismenul Roger Federer. Este cel cu videoclip numărul 6, dacă nu mă înșel. Big game right there.
uite așa. De că din când în când, chiar și tenis. Deci în aceste sunete minunate pe care Thomas le-ați auzit, aceleași sunete au fost reproduse în momentul în care cântăreața Shakira împreună cu Gerard Piqué au reușit să producă ceea ce s-a întâmplat marți noapte, adică primul copil al celor doi. Un băiețel, și Piqué anunțau numele bebelușului ca fiind Ulisito. A? Inspirație maximă. Proaspeții părinți s-au răzgândit, Shakira și logodnicul, i-au rabun venit pe lume marți noapte, primului copil. Pe care îl cheamă? Evident. Pe care îl cheamă? Milan. Cât de... Cântăreața a anunțat fericitul eveniment pe site-ul ei, scriind în engleză, spaniolă și catalană următorul mesaj. Suntem mândri să anunțăm venirea pe lumea lui Milan Piqué Meberac, fiul Shakira Meberac, și a lui Gerard Piqué, născut pe 22 ianuarie la ora locală 21:36 în Barça, Spania. În numele Milan înseamnă drag, iubitor și milostiv în slavă, în romana antică, dornic și muncitor, iar în sanscrită înseamnă unificare. Eu știu ce înseamnă de fapt Milan. Este vorba despre faptul că Piqué o să renunțe probabil la Barcelona și să duce să joace la... A fost un răspuns așa discret. Mergem la Simona Gherghe, a jignit în direct o vedetă. Cine e, mă, penibil asta? Prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Antena 1 a dat-o în bară la începutul show-ului de aseară, în timpul promoului pentru subiectele din ediția respectivă. Simona nu și-a dat seama că a rămas cu microfonul deschis, care este dușmanul, și și-a permis să o jignească. Băi, cum poți să-ți permiți pe cine, ceva? Pe Ana Vaida. Cine e Ana Vaida? Ce avem noi aici? Cea mai cunoscută și mai cunoscută dintre cele, adică Sharon Stone de România. Mm-hmm. Ia arată-ne pe Sharon Stone de România. Nu eu. Sharon Stone de Românica. Așa, subiectul era că tânăra respectivă acceptase rolul de muncitoare sexy într-un reportaj fabricat probabil chiar de colegii de la Acces Direct. Uite-mă pe Sharon Stone de România, ha? Pomul, dă-te mă din pom să văd pe Sharon Stone de România. Așa, la vederea imaginilor, Simona... Mă, dar are pe Tom Veroane, adică nu... E, frate, un pic din profil așa seamănă cu Sharon. Dacă ochelarii sunt de la același furnizor, ce mai este? Dacă iei capul, s-ar putea să semene cu Sharon Stone. Da, cine e, mă, penibil asta? După ce prezentatorul și-a dat seama că era microfonul deschis, s-a întrerupt din vorbă. Bine că nu s-a întrerupt din altceva. Ok. Bun. Asta a fost tot? Da, păi ce e atâta? Restul sunt păcănele. Păcănele. Revenim la Revista Națională sau doriți să mai aflăm ceva din Giurgiu, care este și care ne interesează? Haideți să vedem ce mai este prin Giurgiu. Următorul material, domnul Vali, vă rugăm frumos. Local. Este pregătit? Pui te bate. Nu este gata nici acesta. Mergem pe Facebook, vă anunțăm că avem pagina oficială. Hai să abordăm următorul subiect, 10.000 de procese cu Spiru Haret. Cine n-are diplomă de la Haret? Cine n-are diplomă de la Haret? Nu știu. Cine nu are? Bă, suntem destui? Da, deci tot platou. N-ai? N-ai. Peste 10.000 de procese cu Spiru Haret câștigate după scandalul diplomelor. Peste 10.000 de procese intentate Universității Spiru Haret de foști studenți care au absolvit în 2009 cursurile la distanță și cu frecvență redusă, însă nu le-au fost eliberate diplome de licență, au fost câștigate de aceștia potrivit cabinetului de avocatură. Xulescu, da, nu avem voie. Absolvenți din 2009 Universității Spiru Haret la formele de învățământ FR și ID au început să dea în judecată unitatea de învățământ pentru neeliberarea diplomelor de licență în 2010, primul dosar de care s-a ocupat avocatul fiind soluționat favorabil anul trecut în noiembrie, s-a declarat într-o conferință de presă. Mamă, îți dai seama cum e asta? Să nu-ți dea diploma, să nu să cotizezi și să cotizează nene, nu așa? Ia deci, ce avem noi aici? Să ajungi în judecată, disperare maximă. O dăm pasta cu compania americană, dar scoți carnet la imprimantă? N-am dat-o ieri? Că ieri vorbeam despre ea. E, în fine, au făcut o imprimantă care produce carne. Ok, și acum haideți să luăm un video funny și trecem după aia la horoscop.
Grijă până de călcați. Asta e. Înainte să trecem la horoscop, am găsit o știre senzațională, bilete de tratament balnear pentru pensionarii giurgiuveni. Pensionarii giurgiuveni pot depune cererile pentru tratament balnear pentru anul 2013. Casa Județeană de Pensii Giurgiu informează pe toți pensionarii giurgiuveni că din 21 ianuarie se primesc cereri la bilete pentru tratament balnear pentru anul în curs. Pensionarii giurgiuveni care vor să plece la tratament și în acest an trebuie să știe că cererile de acordare a biletelor de tratament sunt tipizate și se depun în cel puțin 45 de zile înainte de anterior primei luni în perioada în care vă duceți la bilet. Domnul Dan, vă știu, domnul Emi, unde ați vrea să mergem? 7 remedii pentru lipsă de concentrare, de exemplu. Stres, alimentație nesănătoasă, somn insuficient, capacitate intelectuală, lipsă de concentrare, da? Da. Una din cauzele acestei probleme, de care se plângă adesea chiar și persoanele foarte tinere, ar putea fi o alimentație nesănătoasă. Nesănătoasă. Ci că trebuie să ai așa în meniu lecitină, da? Notezi? Acizi grași, da? Vitamine din grupul B. Bere. Tot! Hamei. Bere. Hamei. Fier, da? Calciu și magneziu, da? Le găsiți în legume și fructe proaspete. Iar cereale, produse la mazăre, carne de curcan și de vită, ficat, semințe de semințe de floarea soarelui. Iubi, ceva ce să mâncăm și noi. Susan, alune de pământ. Băi, era magazinul ăla cu curcan. Fistic și migdale. Cât mai e, mă, fisticul? Mi s-a părut că e cam aberant la preț fisticul, nu? E mult. Migdala. Ce e 6? E foarte scump, măi. 6 lei? 60 de lei. E foarte scump. Kilogramul de fistic? Da. 70 de lei? Hai să vă dau o veste bună. Salariul minim pe economie și reface puterea de cumpărare după un sfert de secol. Bine. Deci am trăit 25 de ani ca să ajungem de unde am plecat. Creșterea salariului minim brut la 800 de lei cu începere de la 1 iulie 2013, bă, mă, cât am amânat o dată, va reface aproape exact puterea de cumpărare a retribuției minime de la 1 iulie 1988. A? Am făcut și noi treabă în 25 de ani? Mare șmecherie de țară. Când valoarea acestea era de 1500 de lei. Cei 800 de lei brut care vor fi trecuți în scripte de la mijlocul acestui an sunt echivalenți cu 2000 de lei de pe vremea lui... Care este? Dă-ne-mă și nouă bancnotele alea, că am muncit la pozele alea să le găsesc. Măi, Vali, zgârcit ce ești. Dă să mai vedem și noi cum arătau bancnotele alea. Uite! Dar știi pe asta? De 5 lei, nu asta e veche. 5 lei, 5 lei, uite-o. Mai dai, dai, că mai sunt, aia, uite pe Bălcescu, mă. 50 de lei. 50. Uite, măi, vrei, măi, băi, ce vrei, te duceai cu una de astea, erai șmecher. Mâncai, bei și te și-nsurai. Cu asta te însurai. 100 de lei. Deci cu o dată te însuri. Da, te ține 100 de lei. Da? Atât? Mare șmecherie. Ok, trecem la Berbec. Deja? Nealecu, Nealecu, tu de oaie și Berbecu. Hai zi de Berbec acolo. Berbec. S-ar putea să vă confruntați cu probleme financiare, că tot am dat noi cu banii, după voi. Chiar dacă în rest simțiți că vă merge excelent, vă sfătuim să vă gândiți bine înainte de a trece la acțiune. Spre seară este posibil să primiți o veste neplăcută în legătură cu o schimbare la locul de muncă. Zi că n-am reușit. Ah, ok, stai să trec și la Taur. Unde e Taur? E acolo, urmează. Da? Vine și pe el. Stai că nu vrea să dea înapoi. Hai că zic eu de gemeni până una alta. Totul pare să stagneze de ceva vreme, fără să mai ajungi acolo unde ai dorit. Dar nu te supăra pe răgazul oferit. El are un rol pozitiv pe care îl vei înțelege abia la... Eu n-am înțeles nimic. Ai înțeles ceva? Nu.
Fii atentă, asta nu-i nimic, ba da, dar în alt rim decât ai fi dorit tu, pentru că ai sperat să ajungi repede la rezultatele visate, mai e cale lungă până la ele, dar ești pe drumul cel bun pentru a pune într-o zi mâna pe țelul tău. Deci asta a fost la Gemini. Deci e asta, tete? Zi-mă, mănânc azi, nu mănânc, iau banii la sfârșitul lunii, nu iau. Ok. De unde citești tu horoscopul ăla? Din horoscopelniță. Okidoki, trecem la Taur, aveți ocazia să obțineți câștiguri nesperate, sunteți favorizați de o călătorie în interes personal. Aveți tendința să vă asumați prea multe riscuri, vă recomandăm să fiți mai prudent, ascultați sfaturile partenerului de viață. Băi, frumos horoscopul tău, al meu. Planurile de viitor te entuziasmează atât de mult, încât ai vrea să le dai startul chiar de acum. Mamă, nu mai poți aștepta, ești prea prins de ceea ce va urma viața ta, încât ai vrea să sar peste unele etape intermediare pe care le consider neimportante sau plictisitoare. Nu te grăbi! Acceptă ritmul impus de cursul firesc al evenimentelor, pentru că fiecare pas are rolul său pe parcurs. Tu citești rac? Da, rac. Rac. Melscoice, raci, caci. Chiar dacă se prelungește prea mult perioada de așteptare, într-un final vei înțelege că fiecare etapă a avut un rost. E de bine. Da. Nu? E de bine. Mergem mai departe. Stimate Leu. Domn. Leu. Faceți impresie cu seriozitatea de care dați dovadă și sunteți căutat pentru sfaturile pe care le oferiți. Puteți să vă faceți planuri pe termen lung și să vă gândiți la investiții. Profitați de contextul favorabil de astăzi pentru a vă rezolva probleme importante. Vă sfătuim să nu vă neglijați viața de familie care este ea. Primește exact informația de care aveai nevoie, stimată fecioară, prin intermediul unui prieten care apare în calea ta la momentul potrivit. Hai mă că se poate, vezi? Merge. Am mai lucrat. Mai departe, domnul Dan, vă rugăm frumos. Mergem balanța? Balanță să fie. La balanță, astăzi, vi se împlinește dorința de a schimba ceva în relațiile parteneriale. Credeam că în casă iar o luăm cu... Nu. Adică... De rebelion, toată lumea schimba în casă. Da. Aveți încredere în forțele proprii și voința de a acționa. După amiază vă simțiți foarte bine la o întâlnire cu prietenii, vă sfătuim să nu monopolizați discuția. Scorpion, balanț. Dacă pleci la drum înarmează-te cu multă răbdare, pentru că nu va fi o călătorie lipsită de stres. Vrei tu să citești scorpion? Scorpionul tot timpul. Scorpion, păi la asta nimeresc. Trecem la săgetător. Aveți un program foarte încărcat, la serviciu este posibil să preluați o parte din sacinile unui coleg. Nu este cazul să vă faceți griji, puteți să faceți față cu succes tuturor problemelor și dacă nu faceți față, faceți spate și tot rezolvați problemele. Capricorn, nu te aștepta la prea multe lucruri interesante pe parcursul zilei, fiind mai degrabă una ca oricare alta, cu rutina e obișnuită, dar pe care o poți folosi cu succes în avantajul tău pentru plăcerea ta proprie. Trecem la vărsător. Sunteți foarte încrezători în forțele proprii și puteți avea succes în afaceri. Sunt favorizate întâlnirile cu prietenii și călătorile în interes personal. S-ar putea să vă reîntâlniți cu un prieten vechi care vă propune o colaborare avantajoasă. Și în cele din urmă, bești, intri într-un mediu care îți inspiră respect și autoritate și ești mândru că ai fost și tu primit în acest anturaj pe care îl consideri de elită. Iubi! Bravo, beștilor! Bravo! Iubi. Măi, stimate domnule, am sărit peste ceva aici, care ce este relativ important, domnul Dan. Ia spuneți. Stai să-mi găsesc the folder-ul. În ce folder era? Este în folder-ul pe care sper că nu l-am șters. Da. Unde ești? Oh, da, bun, atenție băieții! Din care? Ce în ce mai mulți bărbați au probleme atunci când încearcă să conceapă un copil, avertizează medicii. Calitatea materiei prime scade cu aproximativ 2% anual, aducându-i tot mai... Băi, e serioasă, pe bune. Aducându-i tot mai aproape de infertilitate, arată un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea din Spania. Pe bune erau din Spania? Da. Potrivit acestora, în maximum... Băi, ia fii atent. Yes. În maximum 5 ani, concepția așa va deveni o problemă chiar și pentru cei mai tineri dintre aspiranții la statutul de tătic. Concentrația medie de materie primă așa pentru copii a scăzut în ultimii 10 ani de la 72 la 52 milioane per litru. Mililitru. Păi așa mă gândeam și eu, totuși, era la litru, era cam... Este doar o chestiune de timp până când vom atinge pragul de 40 de milioane per mililitru, dincolo de care infertilitatea devine un pericol real, a explicat nena doctorul. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Păi, domnilor, vă sfătuim să vă puneți deja la băncuță. Nu, nu știi cu bărbatul ăla că s-a dus, că nu rămâne soția gravidă. Așa? Și s-au stat ăștia, l-au analizat, l-au pus, l-au întors, la oală. Zi, arată-ne. Și că prezenta,
Era în standard. Cât de cât, era ok. Așa. Ce făceam? Stătea toată ziua cu laptopul în braț. Și de la căldură, ci că nu putea să facă copii. Foarte tare chestia. Deci vă recomandăm, dacă nu, noi vom înființa prima bancă în Giurgiu pentru așa ceva. E una ruptă pe la... Stomacul meu făcea așa. S-a auzit în direct chiar. Da, e clar, trebuie să mergem să păpăm, 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 păpăm. Gata, 10 mulțumim fix. Frumos pentru atenția dumneavoastră. Mâine avem coprezentatoarea invitată de la Suflet Tânăr, da? Suflet pereche. A avut, mi-a plăcut, a avut ea o tentativă să vorbească despre modă și despre... Lasă că îi dăm noi ocazia. Îi dăm noi ocazia. Îi dăm noi ocazia. Să vedem care-i treaba cu țoalele astea. Ceau, dragilor, neața. Ia, zi faină. Ciao, ne vedem mâine. Is it good already? Okay.